Sunt foarte mulți ani de când oamenii din Europa nu au mai avut de-a face cu un război în adevăratul sens al cuvântului în proximitatea lor, cel puțin 30 de ani de la încheierea războiului rece. Deși serviciul militar obligatoriu a fost eliminat de la 1 ianuarie 2007, legea pentru pregătirea populației, publicată în monitorul oficial pe 12.12.2006, are un articol 1 cât se poate de clar. Cetățenii români au dreptul și obligația să apere România, iar la articolul 3 se stabilesc condițiile în care cetățenii români pot fi încorporați. Dar oare se tem românii de un posibil război? Nu. Nici nu trebuie să ne complicăm noi. Pentru că facem parte din Uniunea Europeană, din NATO, de ce să ne fie frică? Tot rușii forțează treaba asta ca să se extindă cât mai mult cu teritoriul, dar e o treabă foarte groaznică acolo. Ar trebui acolo să se ia măsuri, cel mai urgent, și să se stopeze războiul acolo, să nu mai moară oameni nevinovați și să nu mai plece oameni de la casele lor. Asta e toată problema. La declararea mobilizării și a stării de război sau la instituirea stării de asediu, îndeplinirea serviciului militar în calitate de militar, în termen ori rezervist concentrat mobilizat, devine obligatoriu pentru bărbații cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani, care îndeplinesc criteriile pentru a îndeplini serviciul militar. O demonstrare de forță militară și asta ca fiecare își apără interesele. Mă gândesc la Rusia, care nu vrea ca Ucraina să intre în NATO, și NATO crede că trebuie să fiecare țară să respecte aspirațiile ei. Fapta persoanei care în timp de război sau pe durata stării de asediu își provoacă vătămări integrității corporale sau sănătății, simulează o boală sau o infirmitate, folosește înscrisuri false sau orice alte mijloace în scopul de a se sustrage de la serviciul militar, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.